G. Minus radical din 452,3. Deci minus radical din 452,3. Ce să fac cu ea? Să aflăm iar cel mai mare număr întreg, mai mic sau egal de cât. 4523 radical. Dar de ce mi-e runa? Dar ce nu știu să extrag radical dacă mă pun 10 oameni? Pe cum să nu? N-am făcut știu... până acum cu virgulă, de aia, asta vă zice. Da, să vadă unde pune virgulă, domn profesor. Uite, îți vezi acum, că de sigur. Deci iată virgulă. Pun deodată sus 0 ca să fie 2. Să fie 20 mare. Câte 2. Deci mie trebuie să câte 2. Pun 0 ori câte vreau. Și acum. 4. Cât ori cât să facă 4? 2. 2 ori 2 egal cu 4. 4 punem. Și coborând cu 52, 4. Dublăm pe 2, 4, 1. Și 1. 4 și Anca, te rog, cum mă duc, unde-și rog Anca? Am făcut pe 52, 4, 51, 41 ori 1, egal cu 41, iată 41 am pus aici, 1, 11, 4, 1, mers să-l punem mai repede. Am ajuns la virgulă, nu cobor grupa cealaltă, ci pun virgula la rezultat. Cobor cele două cifre, 30, 42, da? 42 dublăm. Sau adunăm la 41, 1, tot acolo ajung. Și pun o cifră ca 4, 11. Așa trebuie să vezi, 4, 11. 930? 1130, da. 130. De două ori atunci. 4-11, de două ori. 4-11, da? Ca 4-11, prima cifră, primele două. Deci merge de câte ori? 2 ori 2. 2 ori 2. 4, 2 ori 2. 4, 2 ori 4, 8. 4 din 10, 6. 4, deci din 12, 8, da? Și aici 2, da? Uh-huh. 286. 286. Mai coborăm? Sigur că da. Deci punem pe 2 aici. Mers, da? Și dacă e vorba de întregi, mă pot dacă opri. Dacă e vorba de întregi, nu putem opri. Bun. Așa. Și zic acum. Radical din 452,3 este cuprins între întregii 21 și 22. 21. Mulțim cu minus 1. Deci atenți, deși 21. Că asta are zecimale în continuare. Între 21 și 2. Între 2 întregi consecutive. Între 21 și 22. Hai Teodore. Călin. Hai Teodore. Se joacă. Dacă treaba ta, progresia ta. Mulțim cu minus 1. Dar un sigur vă spun. Mă deranjează chestia asta. Că eu nu pot vorbi decât când toată lumea e atent. Sigur pe ăștia, care, prietenii noștri care stau acum, de acolo nu ne văd. Nu-i văd. Ei sunt interesați că nu stau degeaba în fața calculatorului. Mulțim cu minus 1, așa îți spuneți, echivalent cu... pe tine. Cu tine. Maria. Maria. Echivalent cu... minus 21. Da, minus 21. Care e mai mic decât... Mai mare, Maria. Mai se mare schimbă sensul inegalității. Da. Mai mare decât minus. Minus radical din 452. Da. Care e mai mare? Minus 22. Maria, hai să scriem în ordinea inversă, de la mic la mare, numerele. Deci inegalitatea o privim invers. Și vine minus 21. Minus 21. Mai mic. Mai mic decât minus radical din... Nu era 22? 22, 22 nu 21. 22, corect. 452,3. Mai mic decât minus 21. Și cel mai mare număr întreg, mai mic decât minus radical din 452,3 este... Care? Cel mai mare. Sunt mulți. Sunt mulți întregi mai mici decât ăsta. Sunt mulți întregi. Pe axă, dacă ar fi minus 21, de acolo, da, 22,
Apoi 20, minus 23, minus 24, minus 25 și mai departe. Toți ăștia sunt întregi mai mici decât radicalul ăsta. Dar dintre toți întregii, eu îl vreau pe cel mai mare, adică cel mai apropiat de el. Care este cel mai... Atenție, o întrebare pus eu. Care este cel mai mic întreg, mai mare decât minus radical din 452,3. Cel mai mic întreg, atenție cum întreb, cel mai mic întreg, mai mare decât minus radical din 252,3. Cel mai mic întreg... Minus 21. Minus 21, sigur. Cel mai mic dintre toți cei care sunt din coace. Toți care sunt din coace de 20 de... Sunt foarte mulți. Minus, ai 20, putea să minus 20, 20, minus 19, minus 0, 1, 2, 3, 4 sunt întregi care sunt mai mari decât minus radical. Dar dintre toți întregii mai mari, eu îl vreau pe cel mai mic. Și ăsta e cel mai mic? Cel mai aproape de el? Cel mai aproape de el. El strânge pe un interval de unitate. Deci de la 21 la 22, e distanță de o unitate, de 1. De la minus 22 la minus 21, iar distanță de 1. Mai înțeles? Da. Mai am o problemă, dacă avem timp, domnul profesor. Ia să vedem. Și 16. Măcar un pic să-mi dați... O idee. Da. Dacă o am. Dacă o aveți. Nu se poate. Tot se poate întâmpla să nu o am. Vorbim foarte clar. Da, eu sper să o am. Poftiți. În ipoteza ABCD trapezițo shell. Deci... În ipoteză, A, B, C, D, trapez, isoscel. AB paralel cu CD. Fac figura că da. Important da. Este. Cu AB mai, paralel cu CD și AB mai mare decât CD, domnul profesor. AB mai mare decât da. CD. Deci, și să o faceți în așa fel încât AD să fie congruent cu CD și cu BC. Deci adică, cele trei laturi să fie congruente. Am înțeles. Celelalte trei. Deci... Să fac așa fel, încât ăstea neparalele cu baza mică, da? Și cu baza mică, să fie congruente, da. Așa, fără să fac. Așa. Deci A, B, C, D. Dacă AC e perpendiculară pe BC. Dacă AC. E perpendiculară pe BC. Aici 90 grade. Da. Și perimetrul trapezului e 120 cm. Și perimetrul ABC. 120 de centimetri. Centimetri. Să aflăm unghiurile trapezului și celălalt de și AB, BC, CD, ca și laturi. Da. Unghiurile, unghiurile trapezului, în prima parte. Fără desenul, nu e atât de important ideea. Deci, observăm că într-un trapez isoscel, perimetrul triunghiului era A, B, C. Perimetrul ABC. Deci perimetrul... A, lui ABCD. Lua ABCD. A trapezului, da. A, ABCD. Egal cu 120 cm. Adică de 6 ori latura, nu? 1, 2, nu, pardon, de 3 ori și cu baza mare. Deci de 3 ori, hai să zic X, ca să mai pierd. 3X plus Y, plus Y, este egal cu 120. Mai îmi trebuie o relație între X și Y. Păi aș avea între X și... Noi știm că area lui ACB ar fi AC ori... Dar nu știm area. Nu știm. Ce spune un profesor acolo era perimetrul la ABCD. Cu care area n-avem treabă. Și vrem să aflăm unghiurile. Zite-o! Dar nu e important să zi ideea, n-am vrut pe sperimente. Observăm că ADC este isoscel, ADC este isoscel, da. Atunci, unghiuri A și C sunt congruente. Corect. A și C sunt categoric. Bun, și știm că trapezul este isoscel, atunci A... Hai să mutăm alfa, alfa, da? Da, și știm că este trapez isoscel, Vicălin. De ce paralel cu AB aceste cantare? Deci, de ce AB? Adică asta e tot alfa, Călin, nu? Ăla e tot alfa, da. Dar nu te auzi, Călin, zi mai tare. Deci, da. De ce paralel cu AB și se cantă AC? Așa și eu zic, astea alterne interne. Asta e cât asta din calcea. Exact. Deci, AC și bisectoare. Da, AC și bisectoare.
în clipa asta, poate ne ducem spre o legătură în problema asta. Aici, Căline, cât este B1? Alfa. 2 e de alfa. 2 de alfa. Că alfa și alfa, da? 2 alfa. E trapezisos cel, date-o. Deci 3 alfa egal cu 90. 3 alfa egal cu 90, foarte tare chestia. Deci e egal cu 2. De ce i-a zis 3 alfa? 2 alfa și cu alfa și cu ăsta 90? Bravo. Da? Deci 3 alfa egal cu 90, eu rezultă că alfa egal cu 30. Și gata de acum, problema e mușcată. Da. Dacă aici e 30, ăsta da, e tot 30. Iese tot. Ăsta este 190 cu 30, 120. 30, ăsta 60. 60, ăla e 30. Deci 30, dacă 30. Dacă vrea perimetru, avem... Vrea perimetrul sau ce vrea, Antonia? Nu, vrea măsurile unghiurilor. Ah, păi am măsurile. Păi atunci de ce da? Mă dat? Și tot unghiul ce e... Tot scriem, tot și de ce v-a dat că mai vrea AB cu cât egal, BC cu cât egal și CD cu cât egal. Vrea și asta la B. AB este egal cu... Știm că latura opusă unghiului e 30 grade jumătate din ipotenuză. Deci adică dacă asta e X, asta e 2X. Da. X e 2X. Și de acum, cum perimetrul tot este din cât? Exact, da. 1, 2, 3 și cu 2... 5X. 5X, l-am găsit pe X. Și dacă l-am găsit pe X, problema e. Gata, merge. Bun, mai aveți întrebări? Nu mai faceți niște ecuații, nu? Să mai faceți niște ecuații, dar stai că nu cred că mai avem timp. Este și 23. Ei, gata. 24. 21, băi, timpul lor, nu discutăm. Timpul lor, nu, trebuie să imediat vă dau, vai de mine, imediat. Da. Modul, domn profesor. Da. Modul din modul din modul. Modul din modul din modul. Din X minus 2. Închideți modulul, minus 5, închideți, așa, e bine, minus 5, da. Închideți iar modulul, minus 7, închideți iar modulul, egal cu 1. Da. Acum ați explicat cu domn profesor principal. Da. Și mie îmi place să te aștept și eu să fac. Adi nu știe, domn profesor, dacă vreți să lucrați cu el. Da, Adi. Hai să ne închipuim Adi ăsta, până aici, că e un A. Zi, Adi. Deci, tot așa, Adi, până aici, până la 7 inclusiv, m-am notat cu A. Da. Și apare modul din A egal cu 1. Deci când? Dacă ăsta a fost notat cu A, apare când? Modul când? Din A egal cu 1. Cât este A? A, 1 și minus 1. Deci rezultă că A egal cu 1 sau A egal cu minus 1. Și revenim la notație. Cine a fost A1? X. Nu! X. Modul, uite, modul de aici, din modul. Ăștia doi moduli. Deci modul din modul din X, X minus 2 minus 5 în modul egal cu cine? Cu minus 5 în modul minus 7 egal cu 1. Și aici. Adică X modulul modulului X. Acum notăm ăsta tot cu un B. Și apare echivalent, o a spune că B... Modul din B. Nu modul din B, numai B. B. Deci, ăsta tot cu modul, vezi că l-am încadrat și cu, și, cu modul și de 2, da? B minus 7 egal cu 1. B minus 7 egal cu 1. D din B egal cu 8. 8. Și cine e B-ul? Mă întorc. Păi, modulul modulului X minus... Modul din modul din X minus 2. Minus 5. Așa, egal cu 8. Adică modul de X minus 2 minus 5 egal cu 8. Adică asta, adică, să notăm cu un C. C. Și apare echivalent cu scrierea. Modul din C egal cu 8. Când C egal cu 8 și minus 8. Deci vezi C egal cu 8 sau C egal cu minus 8. Și mergem pe prima latură. C egal cu 8. Ce mi-i ce? Zi, măi, modul C egal cu 8. Modul de X minus 2. Modul din X minus, minus 2. 5. Minus 5 egal cu 8. Da? Echivalent cu? Adică X minus 2 egal cu... Modul din X minus 2. 13. Da? Deci modul din X minus 2. Modul din X minus 2 egal cu 13.
rezultă că x minus 2 va face egal cu plus minus, plus minus 13. Adică o să am o dată x minus 2 egal cu 13, ceea ce înseamnă că x egal cu 15, și pe urmă x minus 2 egal cu 13, minus 13, minus 13, x egal cu minus 11. X1, X2. Sunt multe, 8. Sunt mai multe, hai să vedem. 8. Sunt o valoare? Da. Și acum 8. Ne întoarcem la cealaltă. Și acum, mă întorc la varianta cu C1 egal cu minus 8, ca să merg înapoi, înapoi deci. Da? C egal cu minus 8. Cine a fost C1? Modul din, modul din X minus 2, minus 5. Acum vedem. O să vezi mai bine. Acum vedem, dar ai răbdare. Modul de x minus 2 minus 5 egal cu cât? Cu, cu minus 8. Minus 8. Ce faci? Ceea ce înseamnă echivalent cu? Ce că nu se mai aude. Da? O căzut... Dar merge acolo. Păi se aude, dar nu știu, poate la calculatorul lor. Un număr negativ. Da, nu se poate, așteptați puțin. Modulul nu are cum să dea un număr. Așteptați, așteptați. Minus 5 îl dusim. Așteptați. Deci modul din x minus 2. Niciodată nu e negativ. Egal cu 5 minus 8 face minus 3. Niciodată, imposibil. Imposibil, niciodată nu poate să fie modulul negativ. Asta, vreau să spun că analiză Miruna. Exact, așa, așa, așa. Pot. Și acum mă duc înapoi. Ce am avut 8 și minus 8, da? Dar aveam și pe B. B egal cu 8. L-a spus minus 8 întâi. 8 l-am pus? B minus 7 egal, B egal cu 8. Și... 8. Dar cine a fost? A fost ăla de 8 și nu, cred că am, aici trebuie să mă întorc înapoi. Da, cu 1 și cu minus 1. Minus deci minus 1, cu A egal cu minus 1 acum. A egal cu minus 1. Deci pentru A egal cu minus 1. Se întâmplă cu A egal cu minus 1. Cine a fost A la noi? La X minus 2 minus 5 minus 1. Tot modulul, domn profesor, a fost AU. Ia uitați-vă, la început, sus, acolo. Așa. Ăla era AU. Deci, practic, am să am modul din X minus 2 minus 5 în modul cu asta, minus 7, egal cu cine? Cu minus 1. Întâi 1 și pe aceea minus 1, nu? 1 l-am abordat, egal cu minus 1. 1 l-am abordat. Da. Da? Deci... De aici pe 7 îl ducem în dreapta. Uh-huh. Și echivalent cu a spune că modul din modul de x minus 2 minus 5 egal cu 7 și cu, cu 6, da? Cu 6. Ceea ce înseamnă echivalent, două variante sunt. Că am să merg un pic mai repede. Înseamnă da, da, că da. Ce în paranteză egal cu 6 și cu minus 6. Da. Adică modul din x minus 2 minus 5 egal cu 6 și altă variantă x minus 2 din modul minus 5, egal cu minus 6. Din prima am să am 5 cu 6, 11. Modul din x minus 2 egal cu 11, care mă duce spre echivalența x minus 2 egal cu plus minus 11 și are sens. Sunt două valori. Și cealaltă, modul din x minus 2 egal cu minus 1, că 5 cu minus 6 face minus 1, e imposibil. Da. Și x egal cu minus 2 plus 11, 13. Și x minus 2... 4, 4. X egal cu, minus, cu 2 minus 11, minus 9. Da? Deci am găsit 4 soluții. Da. Da. În condițiile în care exercițiul ar fi fost organizat altfel, care cu numere, puteau să fie chiar 8. Da, era imposibil. Unele din ele. Da. Unele erau imposibile. Da. Ne oprim aici. Haideți să facem sinteza orei. Mulțumesc. Problema la geometrie. Păi problema la geometrie. Aliste pe care îi vezi, nu problema la geometrie. Trapez. Sinteza zilei. Ce a fost mai... Am avut trapezul. Hai să ne uităm aici, avem figura pe tablă. La asta îndăi, da, trapez isoscel. Da. Um,
Unghiurile și latele le-am notat. Da, trapezul cel, dar ce am folosit noi aici, ca idee? Am avut perimetrul trapezului. Da. Perimetrul trapezului. Apoi, 2. Asta cu modul. La geometrie am mai făcut ceva, nu? La geometrie ce am mai făcut, Miru? Prima problemă cu ce a fost acolo? Prima ta, cu arii. Cu arii, profesor echivalente, echivalente arii. Așa. Aria trapezului. Trapezul. Vreau să cer ceva la doamnă. Trapezul, arii. Triunghiuri echivalente. Echivalente. Voi, trei. Era modulul, nu da? Modulul. Modulul unui număr. Modulul unui număr, da. Da. Ecuații. Ce probleme cu modul? Da. Rădăcina pătrată aproximă. Rădăcina pătrată. Aproximări. Ce am mai făcut noi? 5. Dar oricum nu mai face. Da, am terminat. Eu ce am făcut prin lipsă, prin adaos? Da, prin lipsă, prin adaos. Astea sunt prin lipsă, adaos. Și a fost încadrarea unei rădăcina unui număr încadrat pe o lungime de unitate. Pe o lungime de unitate. Așa. Și acolo a fost cel mai mare număr, cel mai mic număr, da? Deci, rădăcina pătrată. A unui număr. Acum nu se mai aude. Încadrat. Nu se mai aude, domn profesor. Nimic. Da? Acum au să schimbă. Nimic, că acum. Încadrat între... Da. Numere consecutive. Nu se aude. Și suma aceea. Suma tenut dintr-o progresie geometrică. Deci 6. Cum se face share-ul? Suma termenilor. Aflați în progresie geometrică. Ai progresie geometrică? Da. La revedere. 3 la 2, 3 la 3, așa mai departe. De nu vreți să fiți jumeri, nu uitați de like și share. Nu uitați de like și share, dragi. Chiar să nu uitați. Da.